La Evanghelia după Luca, citim din capitolul 22, începând cu versetul 14, pagina 1019. Evanghelia după Luca, din capitolul 22, începând cu versetul 14. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cină, după ce au mâncat, a luat paharul și li le-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții: cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta? Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Suntem o generație și o națiune totodată care am primit câteva concepte greșite. Și poate vă amintiți, cei care ați făcut școală în România și care ați primit aceste învățături, de câteva cuvinte pe care eu le repet astăzi. Poftă bună, mulțumim, noi la masă nu vorbim. E adevărat că regulile bunelor maniere spun că atunci când mănânci, adică atunci când mesteci, să nu vorbești. Dar când stai la masă, la masă se discută, se vorbește. Masa este făcută pentru a fi părtășie în familie. Comuniștii au vrut altceva, omul doar să mănânce și atât, a mâncat, a strâns, a plecat și fiecare la casa lui, fiecare la treaba lui, fiecare în camera lui. În această lună noi vorbim despre părtășie. Astăzi tema noastră este părtășia familiei și poate în seara aceasta se va trata mai mult acest argument. Dar astăzi vorbim despre masa Domnului, de părtășia cu Domnul, despre masa lui Dumnezeu. Și la masă cu Domnul nu putem spune că nu vorbim, ba trebuie să vorbim. La masă Domnul nu tace, Domnul vorbește. Și am citit aceste versete și ele sunt puțin din discursul pe care Iisus l-a avut la masă cu ucenicii. Atunci când a stat la masă, Iisus a vorbit foarte multe la masa aceea.
El a spus, am dorit mult, dar nu pentru paharul acela și nu pentru pâinea aceea. A dorit mult pentru părtășia, pentru lucrurile care avea să le spună, pentru că erau lucruri foarte, foarte importante. E adevărat că evanghelistul Matei rezumă în câteva versete discuția de la masă. Marcu la fel, este și el sărac atunci când redă. Luca vorbește mai mult despre discuția avută la masă, iar Ioan alocă foarte multe capitole, sunt 5 capitole, începând la capitolul 13 până la capitolul 18, apostolul Ioan vorbește despre discuția avută la masă. Și în această zi mesajul meu este că masa Domnului este un loc de confruntare. Noi stăm la masă cu Domnul. Și dacă pot spune așa, la masa Domnului Iisus, le pune în față ucenicilor adevărurile sale, perspectiva sa. Ucenicii aveau așteptările lor, aveau idealurile lor, aveau concepțiile lor, aveau interpretările lor legate de împărăția lui Dumnezeu, de slujirea lui Dumnezeu. Dar acolo a avut loc o confruntare. Așa cum cred că și astăzi Dumnezeu vrea încă o dată la masa Lui să aibă loc această confruntare. Masa e un loc de părtășie. Masa este un loc în care se discută, se vorbește. E un loc în care se pot încheia acorduri. Oamenii de afaceri știu, dacă vrei să faci afaceri bune, inviți la masă și la masă se poate discuta cel mai ușor. Și multe lucruri se pot întâmpla pozitive la o masă. Dar la masă au loc și confruntări. Adică să se pună în față adevăruri poate incomode. Și nu vreau să vorbesc prea mult despre aceste aspecte, dar vă amintiți, Estera nu s-a dus pur și simplu la împărat să spună ce face Haman, dar a pregătit o masă și apoi a mai pregătit o masă și abia după aceea l-a confruntat pe Haman cu împăratul, l-a confruntat pe Haman cu răutatea lui. Ei bine, astăzi Domnul ne aduce aminte că atunci la masa lui, la masă când a stat în camera de sus, el n-a discutat doar lucrurile bune și pozitive din viața lor. De obicei, oamenii la masă se laudă cu realizările, familia când se întâlnește la cină, fiecare spune ce realizări a avut, ce succese a avut. Însă Domnul îi strânge pe ucenici la masă și îi confruntă. Îi confruntă în primul rând cu slăbiciunile lor. Îi confruntă cu păcatele lor, știute sau neștiute, trecute sau viitoare. Și astăzi la masa Domnului, Domnul vrea încă o dată să ne confrunte cu slăbiciunile noastre, cu slăbiciunile mele și cu slăbiciunile tale. Chiar dacă nu ne place, chiar dacă sunt adevăruri incomode, chiar dacă alții nu vor înțelege, însă Domnul încă o dată vrea să ne confrunte cu adevărurile sale. Masa e un loc în care punctele de vedere, dacă vreți, ale Domnului și ale ucenicilor se întâlnesc. Și fiindcă sunt diferite, intră în conflict, se confruntă. Ei se așteptau la ceva de la împărăția lui Dumnezeu, Iisus le spune că este altceva împărăția lui Dumnezeu, că va veni, dar nu când se gândesc ei, nu cum se gândesc ei, ci va veni altfel. Ei aveau perspective diferite și Iisus le spune, e adevărat, cu durere, cu mâhnire, dar totodată și cu sinceritate, adevărul său. Și în primul rând îi confruntă pe ucenici cu slăbiciunile lor. Și astăzi vrea să ne confrunte și cu slăbiciunile noastre. De aceea noi când suntem la masă, în primul rând, trebuie să ne gândim la acest aspect. El ne confruntă, pentru că masa Domnului e un loc de confruntare cu slăbiciunile noastre. În primul rând, cu dorința de a conduce, dorința de a fi mare, dorința de a fi șef, dorința de a fi cineva, dorința de a ieși în evidență. Ucenicii aceștia aveau visările lor,
Au interpretat cuvintele Domnului Iisus, au interpretat chemarea lui Iisus, au interpretat scripturile în așa fel încât ei au zis, vom fi pe scaunele de domnie ale lui Israel, vom fi miniștri. Iisus este împăratul, iar noi vom sta lângă El. Și acum cearta era doar cine e mai lângă El. Cine e primul la dreapta, cine e primul la stânga și deja a avut o ceartă. Și cearta aceasta a avut loc și la masă. Ea a continuat. Ea venea deja de pe drum. Mama lui Iacov și a lui Ioan deja s-a dus la Domnul să o ia înaintea tuturor și să le spună, totuși eu cred că băieții mei sunt cei mai buni, copiii mei sunt cei mai vrednici să stea la dreapta și la stânga ta. Le-am permis să meargă, le-am permis să te slujească, le-am permis să te urmeze, dar acum eu cred că e cazul să iei cel mai aproape de tine. S-au certat. Cine e mai mare? Au început să pună problema, cine e primul? Care a fost primul chemat? Au adoptat tot felul de criterii pe care le adoptăm și noi. Și mi-l pot imagina pe Petru care spune, eu sunt cel mai bătrân, eu sunt cel mai în vârstă dintre voi. Că așa cred unii, că dacă au 2 ani mai mare ca tine, neapărat el trebuie să fie șef. Sau el trebuie să aibă dreptate. Doar pentru că are 1 an sau 2 sau 10 sau 50 în plus. Ori Dumnezeu nu se uită neapărat la asta. Nu astea sunt criteriile lui. Nu-i cine a venit primul. Ia să vedem noi cine e primul dintre apostoli. El cel din tâi, Andrei, el să fie primul. Dumnezeu nu se uită la asta, la cine e mai vechi, cine are mai multă experiență, cine are păr cărunt, cine are școală mai multă sau cine și ce are. El alege după cum vrea el, slăvit să fie numele lui. Dar ei se certau punând criteriile, care criteriile adoptăm atunci când decidem cine-i cel mai mare. Și confruntă pe ucenici cu acest adevăr, că cel care vrea să fie mai mare trebuie să fie robul tuturor, să fie slujitorul tuturor. Și acolo la masă îi confruntă cu această slăbiciune a lor. Și la un moment dat, Iisus se dezbracă de haina lui, se îmbracă cu un ștergar, efectiv un ștergar mare, se acoperă cu el, ia un lighean și se duce la picioarele ucenicilor să le spele picioarele. Și bineînțeles că ucenicii au ripostat și au spus, nu se poate. Noi recunoaștem că Tu ești Domnul, Tu ești Învățătorul. Eu trebuie să fac lucrul acesta. Petru a spus niciodată, nici de cum, în niciun mod. Și Iisus a spus, dacă nu fac eu asta, n-ai parte deloc cu mine. Dar pe lângă toate astea, pentru că sunt biserici care practică spălarea picioarelor, biserici care nu o practică, totuși Domnul acolo în Ioan spune, eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți. El a spus, dacă eu, Domnul și Învățătorul, l-am făcut și voi sunteți datori să vă spălați unii altora picioarele. Și el întreba aici, retoric, în Luca, cine e mai mare, cel care slujește la masă sau cel care stă la masă? Și Iisus atunci a slujit la masă. Adică a luat, s-a dus, a pus farfuriile tuturor, a frânt pâinea, le-a împărțit tuturor, a stat, el i-a servit și ucenicii se uitau la el, ce face el. Și a spus, asta e masa mea, sunteți invitații mei, eu sunt gazda, voi sunteți oaspeții mei și eu vă slujesc la masă. Și acesta e principiul. Și iată că intră în conflict perspectiva lor cu perspectiva Domnului asupra ceea ce înseamnă slujire. Asupra ceea ce înseamnă a fi lider, a fi mai mare. A fi mai mare înseamnă robul tuturor. Dar dorința aceasta de a fi mai mare, dorința de a conduce, era o slăbiciune pentru ei și Iisus acolo la masă i-a confruntat cu această slăbiciune. Apoi, aroganța, mândria. Pentru că e normal că dorința de a conduce de unde provine? Din aroganță, din mândrie. Eu sunt mai bun. Eu sunt mai. Și găsește imediat criterii în care omul se iasă în evidență să spun eu sunt cel mai. Petru acolo la masă, când Domnul s-a plecat la picioarele lui, a spus niciodată nu vei face asta.
Când Domnul i-a spus, dacă nu faci asta, nu primești nicio funcție, nu vei avea parte cu mine, a spus, nu numai picioare, dar și mâinile și capul, că omul e dispus orice pentru o funcție. Când Domnul le-a spus și a confruntat cu un alt adevăr, în noaptea asta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, toți mă veți abandona, toți mă veți părăsi, se va împlini Scriptura care spune, voi bate păstorul și se vor risipi oile. Și toți au spus, noi nu vom face niciodată asta, mândria omului, eu niciodată nu o să fac asta. Petru și mai tare iese în evidență, și ceilalți au spus, dar Petru și mai tare au spus, Doamne, dacă toți aceștia vor face asta, da, sunt sigur că eu îi cunosc, știu, sunt în stare de asta, dar eu pe mine mă cunosc, eu pe mine mă știu, eu niciodată nu te voi părăsi, eu merg cu tine în temniță, dacă te arestează, eu merg cu tine, dacă e să mori, eu voi merge la moarte cu tine. Și ce era asta? Nimic altceva decât aroganță și mândrie. Eu știu cine sunt. Eu știu ce pot. Și Petru și ceilalți au trebuit să învețe și lecția aceasta smerenie. Că nu te poți încrede în tine. Că nu ești așa de bun pe cât te crezi. Cât a trecut? Nu peste un an. Nu peste doi. Peste câteva ore cuvintele lor aveau să fie deja contrazise de realitate. Și la masa Domnului, Domnul i-a confruntat, Domnul a stat de vorbă cu ei și le-a spus, nu, noaptea asta, toți veți face asta. El le spune adevărul. Ba mai mult, stând acolo la masă, se mâhnește în duhul lui și le spune de un alt păcat, o altă slăbiciune, și anume vânzarea, trădarea. Pe când mâncau, el a spus, mâna vânzătorului este cu mine la masă, negreșit, unul din voi mă va vinde. Și iată cum face Domnul când confruntă el cu slăbiciunea. Mi-mi place modul în care abordează lucrurile. Putea să o spună direct, Iuda, tu ești. Putea să-i zică, noi de-am fi fost, de-am fi zis, nu ți-e rușine, vii aici de atâta timp, ești așa, ești așa. Când Domnul confruntă cu slăbiciunea, nu face ca să se răzbune, ca să se răcorească, ci El te confruntă cu slăbiciunea ca să-ți mai dea o șansă, ca să te avertizeze, ca să te facă să realizezi tu singur că trebuie să te pocăiești. Și când stă la masă acolo, El dă anumite indicii, dar ceilalți nu înțeleg. S-au pus iar pe întrebări, Doamne, nu cumva sunt eu, au pus pe Ioan, Ioan, tu ești mai aproape de el, întreabă cine este. Ei n-au înțeles decât după aceea, după ce au auzit că Iuda s-a spânzurat, abia atunci au realizat că Iuda e cel care l-a vândut, care l-au trădat. Domnul nu tace. Domnul nu spune, e păcat, veți face asta, ați făcut asta, nu-i nicio problemă. Nu, El confruntă cu păcatul, dar nu o face nici într-un mod în care omul se simte jenat, se simte rănit, se simte lovit. El le spune adevărul. Noi români avem o vorbă, iarăși un concept foarte greșit. Adevărul doare, frate, și dă-i. Dar e important că am spus adevărul, că sunt sincer. A fi sincer nu înseamnă și nu te obligă să rănești, să jignești și să lovești. Poți să fii sincer, poți să spui adevărul și fără să doară. Poți să o spui frumos. Poate cineva să înțeleagă și cu o vorbă bună să înțeleagă. Nu trebuie neapărat să doară, că unii așa au luat-o. Dă-i pe botă și dă-i și de la învol, dacă se poate, predicatori, și dă-i, lasă că adevărul trebuie să... Adevărul doare, frate. Iisus știe să confrunte cu slăbiciunile. El stă la masă cu vânzătorul, cu cel care îl va da la moarte, cel care îl va vinde. Dar știe să-și stăpânească emoțiile, știe să-și cântărească cuvintele, să dea indicii, să dea detalii, dar fără să spună, fără să zică. Asta e ceea ce face Domnul. El poate să te confrunte cu slăbiciunea ta, dar nu să o facă. El putea să o facă public, ai făcut asta, ai făcut asta, fiecare să-i spună păcatul lui. Și unii spun, dar de ce nu mai face Domnul? Pentru că de fapt Domnul n-a făcut-o niciodată.
Pentru că el dacă vorbește, vorbește inimii tale ca tu să înțelegi că tu știi păcatul, știi situația ta, știi ceea ce ai de îndreptat în viața ta și la masa Domnului el te confruntă încă o dată. Dar o faci într-un mod discret. O faci într-un mod ca tu să înțelegi, ceilalți să nu priceapă, dar știe să vorbească. Domnul știe să-i confrunte cu lașitatea lor. Aveau și n-am continuat pasajul, ei la un moment dat au spus: Doamne, avem aici două săbii, să vezi ce viteji suntem noi. Și Domnul a spus: nu sunteți chiar așa viteji, că toți o veți lua la fugă. Că toți veți fi lași în fața morții, în fața amenințării, când veți vedea făcliile, când veți vedea ciomegile, când veți vedea ura celor din jur, când veți vedea de fapt că voi nu veți fi împărați, că nu veți fi la dreapta împăratului, că nu veți fi miniștri, că veți fi de fapt omorâți împreună cu el, veți fugi cât veți vedea cu ochii. Că până la urmă ce sunt oamenii decât lași? Însă Domnul știe să-i confrunte cu aceste adevăruri pe care ei nu le pricepeau, ei nu le înțelegeau, nu le credeau. Ei au spus: nu, nu, noi nu te vom părăsi, noi nu te vom abandona, noi nu vom face asta. Însă au făcut-o. Neștiința, necredința lor, stă de vorbă Domnul cu Filip, le spune despre lucrurile viitoare și au spus: dar noi nu știm, arată-ne calea, noi nu știm calea. Și Iisus îi confruntă cu neștiința lor, cu necredința lor. I-a spus: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dar aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu. Ei încă nu credeau, ei aveau un crez limitat, un crez care era legat doar de lucrurile acestea materiale, atât credeau, doar cât vedeau. Au crezut pentru că au văzut minuni și semne, au crezut că este Fiul lui Dumnezeu, dar n-au crezut dincolo, n-au crezut în înviere. Când Domnul a început să le vorbească de moarte, nici n-a avut cu cine să stea de vorbă, numai ce a pomenit cuvântul moarte, numai ce a început să vorbească despre răstignire și Petru deja l-a oprit. Să te ferească Dumnezeu, noi nici nu vrem să auzim de asta. Parcă i-a pus mâna la gură: să nu te auzim, ferească-te Dumnezeu, că asta înseamnă taci din gură, nici să nu pomenești de asta. Că nouă nici nu ne trece prin cap așa ceva. Noi nici nu ne gândim măcar, nici nu lăsăm gândul măcar să treacă pe lângă noi. Să nu vorbești despre asta, să nu te gândești la asta, că noi avem alt scenariu în fața noastră. Noi vedem altfel lucrurile. Tu vei fi împărat, iar noi vom fi pe lângă tine. Dar Domnul acolo la masă îi confruntă cu slăbiciunile lor. Așa cum cred că astăzi Domnul ne confruntă cu slăbiciunile noastre. Și noi le știm, eu le știu pe ale mele, tu le știi pe ale tale și fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Că masa e un loc de confruntare, stai înaintea Domnului și Domnul te confruntă cu păcatul tău. Dar Domnul ne confruntă apoi și cu responsabilitățile noastre. Masa Domnului e un loc de confruntare cu slăbiciunile noastre, dar e un loc de confruntare și cu responsabilitățile noastre. Suntem responsabili cu slujirea noastră. Ei trebuiau să fie slujitori. El i-a chemat să fie slujitori și el le dă un exemplu de slujire. Eu sunt Domnul și Învățătorul și eu v-am slujit, eu vă slujesc și voi sunteți datori. Voi nu trebuie să fiți șefi, voi nu trebuie să fiți cei mai mari, voi nu trebuie să fiți conducători, să fiți lideri. Nu uitați de un lucru, voi trebuie să fiți slujitori. Fiul omului a venit ca să slujească, nu să îi se slujească. Ei când s-au gândit la a urma pe Domnul, s-au gândit la beneficiile personale. Ce vom fi noi? Că de asta se luptau ei. Pentru beneficii personale. Pentru renume, pentru faimă, pentru nu știu. Fiecare își avea poate gândul lui, dacă voi fi acolo, să vezi ce bine o să duc eu. Și toți se gândeau în interesul personal, cât de bine o voi duce eu acolo, în funcția aceea. Dar Domnul le spunea: voi nu sunteți chemați pentru a beneficia voi personal de ceva, ci voi sunteți chemați pentru a beneficia alții de voi, de slujirea voastră. Pentru asta ne cheamă Domnul, pentru asta ne dorește Domnul, să ne gândim la binele altora, să trăim în folosul altora, să slujim în folosul altora, nu în interesul nostru, nu ceea ce ne interesează pe noi, nu în ceea ce ne place nouă. Hristos nu și-a plăcut lui însuși.
ci a plăcut celor din jur, a plăcut lui Dumnezeu și a plăcut celor din jurul lui. Și apoi Domnul le-a mai arătat o altă responsabilitate, și anume responsabilitatea iubirii. Ioan vorbește foarte mult despre asta. Și el le spune acolo la masă, în timpul cinei, când a luat ligheanul, a spus, fiindcă a iubit pe ai săi, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și după ce a făcut spălarea picioarelor, după ce a stat de vorbă cu ei, a spus, acum și voi sunteți datori și vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Adică, nu trebuie să fie concurență între voi, nu trebuie să fie ceartă între voi, nu trebuie să fie competiție între voi, nu trebuie să fie rivalitate între voi. Între voi trebuie să fie iubire, pentru că oamenii când vor privi spre voi, veți înțelege că sunteți ucenicii mei, pentru că eu am venit din dragoste. Nu fac lucrurile din obligație, că mă obligă cineva, ci eu din dragoste am venit să-mi dau viața pentru voi. Din dragoste am venit, cu dragoste vă vorbesc și de aceea ucenicii care vin după mine trebuie să aibă aceeași dragoste. Și prin asta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, că mă urmați, că vă iubiți unii pe alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și suntem la masă și trebuie să depășim de multe ori tensiuni, trebuie să depășim de multe ori conflicte, trebuie să depășim puncte de vedere, perspective diferite. La masă acolo au stat toți, au încăput toți. Domnul le-a acceptat pe toți. Domnul a spus, beți toți din el, din paharul acesta. Mâncați toți din pâinea aceasta. Ce trist este să vezi biserici. Să auzi oameni care spun, dar eu nu mă împărtășesc cu tare. Care se uită în biserică și spun, dacă se împărtășește cu tare, eu stau jos, eu nu mă împărtășesc. Că știu eu ce-a făcut. Beți toți din el. Iisus îi acceptă pe toți, l-a acceptat la masă și pe Iuda, l-a acceptat și pe Petru, care atâta s-a lăudat că îl urmează și că merge cu el oriunde și știa ce avea să facă. I-a acceptat pe toți cu toate slăbiciunile lor, i-a acceptat la masă. Și acum el ne confruntă cu realitatea aceasta, că la masa Domnului e loc pentru oricine și nu sunt eu cel care trebuie să decid dacă unul stă sau nu stă. Și asta fiecare trebuie să-l conștientizeze în fața propriei conștiințe, să realizeze dacă poate să stea sau nu. Trebuie să-l determine, să gândească el. Dar nu pot eu să elimin pe cineva. Nu pot eu să iau decizii, să spun eu nu mă împărtășesc cu cutare sau cu cutare. Pentru că Domnul nu ne-a învățat asta. Masa Domnului e un loc de confruntare și cu responsabilitățile noastre. Și două mari responsabilități pe care le avem când privim spre masa Domnului, când privim spre biserica Domnului, ca trup al Domnului, este slujirea, noi trebuie să slujim unii altora, și iubirea. Că poți să slujești, dar fără dragoste. Cum poți să muncești? Poți să mergi la muncă, să muncești, dar fără dragoste, fără pasiune. O faci doar pentru bani, o faci doar de obligație, o faci doar că trebuie. Dar poți să muncești fără pasiune, fără dragoste. Să pufăi dimineața să spui, cine m-a pus? Și poți să slujești din dragoste, să spui, abia aștept să vină mâine ziua de muncă, abia aștept să încep munca. Tu poți să spui, abia aștept să vină coletă să pun bani acolo. Tu poți să spui, abia aștept să înceapă rugăciunea să mă rog. Abia aștept slujirea mea, abia aștept o chemare, abia aștept o slujire. Asta înseamnă să faci din dragoste. Domnul n-a stat acolo și cu ligheanul în mână să spună, uite ce trebuie să fac acum, dacă n-am avut eu ce face, și pufăind și bombănind acolo să le spele picioarele sau să stea la masă, nu? Așa cum fac mulți slujitori. Parcă așa cu regret, cu părere de rău și tot bombănind, cine m-a pus să fac, de ce numai eu, de ce alții nu? El n-a spus de ce alții nu. Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Să iubești pe cei pe care îi slujești, să iubești slujirea care trebuie să o faci, să faci totul din pasiune, din dragoste. Asta e adevărata credință. Să vii la biserică din dragoste, nu pentru că te trage cineva, te împinge cineva. Tot ce faci, dacă ajungi, dacă dai un ban, dă-l din dragoste, dă-l cu bucurie, pentru că pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Tot ce faci, să faci cu bucurie. Asta ne-a învățat Iisus la masă.
A venit Petru la un moment dat și în discuția asta, când stă la masă, ei spun, Doamne, ei fac un fel de tratative, Doamne, eu am lăsat, uite, ceilalți nu au lăsat prea mult, dar eu am lăsat casă, eu am lăsat soția, copiii, Petru avea copii, era probabil singurul căsătorit dintre ei. Adică știm sigur că e căsătorit, nu spunem că ceilalți nu erau, dar de el știm sigur că avea o soacră care a fost vindecată. Era căsătorit. Și la un moment dat spune, Doamne, eu am lăsat, noi am lăsat totul. Te-am urmat. Acum, ce răsplată vom avea? Ce beneficiu vom avea? Ce câștig vom avea din toate astea? Și Domnul acolo la masă vine să le spună care-i câștigul. Nu-i împărăția de aici. Va veni o altă masă și el le spune, asta e ultima masă când stau cu voi aici. Dar va fi o altă masă când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și abia acolo la masa aceea veți fi cu mine veșnic. Abia de atunci încolo, după masa aceea, veți sta pe cele 12 scaune de domnie. Nu pe pământ, nu în Ierusalimul acesta. Vorbim de un alt timp, vorbim de un alt loc, dar ei nu vroiau asta. Ei vroiau aici și acum. Ei vroiau în trupul acesta și Domnul le vorbea despre un atunci și acolo. Le vorbea despre o împărăție, despre o casă a Tatălui, care are multe locașuri, dar care nu-i pe pământ, care este în cer. Despre un timp care nu e acum, ci va fi atunci. Și nu știm când, dar știm că va veni și vrem să-L așteptăm. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar apoi masa Domnului, în al treilea rând, este un loc de confruntare cu Scriptura. Pentru că e vorba de înțelege, Scriptura e aceeași. Dar depinde cum o interpretezi, depinde cum o citești. Că poți să citești, să nu înțelegi nimic, sau să răstălmăcești, să traduci altfel, să spui altfel. Și acolo la masă Iisus, când stă la masă și le deslușește adevărurile sale, o face cu Scriptura. De aceea poate să iubească. El nu poartă pică pe Iuda. El nu-l urăște pe Iuda. El poate să ia bucățica cu mâna lui, să o întingă, să o dea lui Iuda. Bucățica aceea se spune că e la masă, în ritualul acela, era o bucățică specială care era dată oaspetului cel mai de seamă. Oaspete primea bucățica aceea. Era oaspete cel mai apreciat. Și mai ales când ei s-au certat cine să fie cel mai mare, toți se așteptau să vadă cui dă bucățica. Și bucățica aceea a fost dată lui Iuda. Iisus n-a purtat pică pe Iuda. Dar știți de ce? Pentru că el s-a uitat în Scriptură. Și în Scriptură spunea și că asta spunea, atunci se va întâmpla să credeți asta. Scrie acolo în Scriptură, mâna celui ce mă va vinde va fi cu mine în blid. Va mânca cu mine din aceeași farfurie. Și asta a fost scris cu sute de ani înainte. Înainte să mă nasc eu, înainte să se nască el, era deja scris. Și de ce să fiu supărat dacă era deja scris? Și de asta adevărurile acestea de multe ori în Evanghelie scrie ca să se împlinească. Lucrurile acestea se întâmplă ca să se împlinească ce este scris. El confruntă realitatea cu Scriptura. Și când se împlinesc lucrurile, el nu mai este supărat nici pe Dumnezeu. De ce prietenul meu cel mai bun mă vinde? De ce toți cei mai buni prieteni ai mei trebuie într-o zi să plece? El nu-i supărat pe ei. Pentru că el știe că scrie în Scriptură, voi bate păstorul și se vor risipi oile. Scrie asta. Și în momentul în care e responsabil de asta, e conștient de asta, că scrie, nu mai e supărat pe nimeni. Nici pe Dumnezeu, nici pe cei din jur, nici pe el însuși, ci acceptă o realitate. O realitate care era profețită cu sute de ani înainte. Și masa Domnului e un loc de confruntare cu Scriptura. Trebuie să se împlinească Scriptura. Și Scriptura vorbește și despre vremurile noastre. Că vor fi vremuri grele. Sunt lucruri care se întâmplă deja. Că în Scriptură scrie că vor fi cutremure, că vor fi uragane, că vor fi crize de un fel sau de altul. Și multe lucruri care se întâmplă. Problema este că atunci când te confrunți cu Scriptura, realizezi că Dumnezeu de mult le-a vestit, le accepți, te încredințezi în mâna Domnului, știind că în mâna Domnului sunt toate, slăvit să fie numele Lui.
Și de aceea Iisus îi confruntă pe acești oameni cu Scriptura. El vine și spune, e scris în Scriptură. Dar în al doilea rând, el privește și spre viitor cu Scriptura, cu ceea ce spune. Profețiile din trecut, el spune despre profeții care au fost puse cu sute de ani în urmă și care se împlineau atunci, în ziua aceea și în zilele acelea. Dar vine și spune acolo, vă spun în Ioan capitolul 13, de la versetul 19, vă spun lucrul acesta de pe acum înainte să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Și el le spune, au să vă dea afară din sinagogi. Vă vor batjocori, vă vor bate, vă vor persecuta. Și eu vă spun lucrurile astea mai dinainte, că atunci când se vor întâmpla să nu vă surprindă. Pentru că ei aveau perspectiva lor. Noi vom fi cu Domnul, noi de aici încolo vom duce bine. Noi de aici încolo vom fi mari lideri, miniștri, vom fi cineva și cu noi va fi bine. Ne-am asigurat viitorul nostru și al copiilor noștri. Și Domnul le spune nu. Îi confruntă cu Scriptura, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu și le spune nu va fi chiar așa bine cum vă gândiți voi. Mă veți urma, dar în lume veți avea necazuri. Însă îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Perspectiva morții, perspectiva persecuției, perspectiva suferinței nu era acceptată de ei. Ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Ferească Dumnezeu să ni se întâmple și nouă. Dar Domnul la masă, la masa aceea, i-a confruntat cu Scriptura. I-a confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu. I-a confruntat cu voia lui Dumnezeu. Și în ziua aceasta ne confruntă și pe noi. Pentru că masa Domnului e un loc de confruntare. Te confruntă cu slăbiciunile tale, cu păcatele tale. Domnul te confruntă cu responsabilitățile tale, cu ceea ce trebuie să faci de aici încolo. Și Domnul te confruntă cu Scriptura, cu voia lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Spunând să nu te surprinde nimic. Pentru că în lume veți avea necazuri și toate necazurile și tot ce se întâmplă este prevăzut de Dumnezeu și se vor întâmpla. Și nu trebuie să fii mirat de asta, ci trebuie să le accepți și să dai slavă lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu o imagine ca să înțelegem acest adevăr care l-am subliniat aici. În confruntarea aceasta, în bătălia asta, dacă vreți, pentru că asta înseamnă confruntare, o bătălie, o luptă. Când pe de o parte ideea lui Dumnezeu, pe de o parte ideea ta, el intră în conflict, cine câștigă? Pe de o parte așteptările lui Dumnezeu, pe de o parte așteptarea ta, intră în conflict, cine câștigă? Pe de o parte interpretarea ta a Scripturii, pe de alta a lui Dumnezeu, intră în conflict, cine câștigă? Și vreau să spun că ești biruitor cu Dumnezeu doar atunci când ești învins de El în această confruntare. E ciudat, sună ciudat. Când te duci la luptă numai când ai învins, tu atunci ești biruitor. Nu, la Domnul e invers. Când ești învins, abia atunci ești biruitor. Spunea la un moment dat profetul, m-ai biruit, Doamne. Adică eu n-am vrut să merg, dar m-ai convins, m-ai determinat și m-ai biruit. Fac ceva împotriva voii mele. Pentru că asta s-a întâmplat și acolo. S-a citit de dimineață la timpul de rugăciune. Facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Când intră voia ta cu voia lui Dumnezeu în conflict, cine cedează? Când noi spunem, când eu pun punctul pe ei, când eu bat cu pumnul în masă, când eu spun că am dreptate, că așa se face, și când se fac lucrurile cum zic, eu spun, gata, am biruit. Dar Domnul ne spune altceva, când cedezi, atunci ai biruit. Când ești învins, atunci ai biruit. Și imaginea pe care o folosesc este cea lui Iacov. Iacov s-a luptat într-o noapte cu Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu l-a întâlnit și s-a luptat cu el. Și nu l-a putut birui o noapte întreagă. Și s-a luptat Iacov, s-a luptat. Și în revărsatul zorilor, văzând că nu îl poate birui, îngerul i-a dat o lovitură puternică la încheietură. Dar Iacov a spus acolo, măcar binecuvintează-mă, mai înfrânt, dar binecuvintează-mă. Și de atunci încolo Iacov a fost numit Israel. Și dacă nu știți ce înseamnă Israel, înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu.
Asta înseamnă Israel. Și Iacov a fost biruitor. Dar cum a fost biruitor? A fost învins de Dumnezeu. Șchiop și totuși biruitor. Înfrânt cu o lovitură, dar totuși biruitor. Pentru că asta înseamnă în confruntarea cu Domnul și masa Domnului e un loc de confruntare. Ești biruitor doar atunci când ești învins din confruntarea aceasta. Că atunci când stai la masă cu Domnul, dacă tu spui până la urmă, nu cum vreau eu, am eu dreptate, las că știu eu, nu, eu n-am nicio slăbiciune, eu n-am păcate, alții sunt păcătoși, de fapt atunci ești înfrânt. Biruitor ești atunci când ești învins, atunci când cedezi, atunci când spui, Doamne, Tu ai dreptate. Eu mă consider bun, eu m-am crezut cel mai bun, dar Tu ai dreptate, Doamne, nu sunt cel mai bun. Eu am crezut că sunt puternic, că sunt tare, dar Tu îmi spui că sunt slab și poate vor trece ore și eu mă voi lepăda de Tine. Domnul toate le știe. Și în această zi vrem ca Domnul să aibă încă o dată biruința asupra noastră. Dar asta este ciudat, că El te poate birui, dar El va birui în tine numai în măsura în care tu te lași biruit. Adică tu cedezi, tu spui, mai birui, Doamne, facă-se voia Ta, facă-se cum voiești Tu. Tu ai dreptate, Doamne. Tu, Doamne, toate le știi, Tu ești tare, Doamne, eu sunt slab. Tu le știi mai bine decât mine. Și vedeți cum l-a prelucrat Dumnezeu pe Petru. După înviere, când îl întreabă pe Petru, Petru, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Ești tu mai bun decât ceilalți? N-a mai stat Petru cu pumnul în piept să spună, eu sunt cel mai bun. Doamne, Tu toate le știi. Nu mai spun despre mine, că eu sunt cel mai bun. Nu. Asta înseamnă să fii biruit, să fii biruit de Domnul. Asta înseamnă să spui, Doamne, Tu ai dreptate, Tu le știi, Tu ești mai tare. Nu să te bați cu pumnul în piept să spui, eu sunt cel mai bun, ceilalți toți sunt păcătoși, toți vor găsi. Și chiar dacă toți vor găsi în tine o pricină de poticnire, eu nu, eu merg până la moarte, că eu sunt tare. Eu știu ce pot, eu sunt puternic, eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai în vârstă, eu sunt cel mai curajos, eu sunt eroul. Până atunci a fost. Dar după masa aceea lucrurile s-au schimbat. Și în noaptea aceea, știți ce s-a întâmplat? După ce Petru s-a lepădat, când a început să cânte cocoșul, atunci n-a crezut. Când a stat la masă, a spus, astea-s povești. Ce îmi spune Domnul? El vorbește, dar să-l ferească Dumnezeu. Nu știe ce gândește. După ce a cântat cocoșul, Petru și-a adus aminte de cuvintele care au fost puse la masă. Și abia atunci a realizat că Domnul are dreptate. Abia atunci a realizat că este un om înfrânt, că e un om căzut. Abia atunci l-a biruit Domnul. Nu aștepta să cânte cocoșul. Când stai la masă, pleacă-te înaintea lui, spui, da, Doamne, Tu ai dreptate. Eu cred asta. Eu știu asta. Tu cunoști slăbiciunile mele, iartă-le, prelucrează-le, transformă-mă, Doamne, și ajută-mă ca în toate să fiu biruitor. Pentru că asta vrea Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.